Sunt Cosmina, prietena prieteniei și a cafelei și mă bucur să mă aflu din nou alături de voi și vocal și vizual în spațiul virtual al La Cafea cu Prietenii. Pentru că, de curând, la Sebeș s-a încheiat Festivalul Internațional Lucian Blaga, dar mai cu seamă, pentru că Sebeșul a fost și este cunoscut nu numai ca orașul prin care treceai până să apară autostrada de Vasibiu, enervată că ai fost prins într-un blocaj rutier, ci și orașul în care an de an se organizează evenimente de anvergură, prilej de întâlnire între mari personalități ale culturii noastre contemporane și între ele și cu un public cald, ospitalier și entuziast, că este publicul sebeșan, evenimente precum Festivalul Internațional Lucian Blaga, Zilele Muzicale Carflici, spectacole de reorganizare, de reconstituire istorică medievală organizate de Garda Orașului Mühlbach, Noaptea Muzeelor, Festivalul de Aeromodelism, Fun to Fly de la Râpa Roșie, Caravana Cinematografică la Sebeș, Zilele orașului sau zilele Sebeșului, sesiunea de comunicări științifice, multiculturalitate și patrimoniu cultural istoric în Transilvania organizată de Muzeul Mihai Raicu, Festivalul de folclor Felician Fărcașiu și multe altele, m-am gândit ca din când în când să ne întâlnim pentru a vă spune istorii inedite și interesante despre orașul Sebeș, oraș care încet, încet începe să-și redobândească prestigiul de odinioară. Nu știu câți dintre voi știu, dar în epoca medievală Sebeșul era numit țară și aceasta datorită gradului de dezvoltare avansată de care se bucura. Și voi începe călătoria noastră în Parcul Tineretului, un parc care în epoca de glorie a urbei nu exista pe hartă, dar care în copilăria mea era locul unde puteai merge să te relaxezi și la o plimbare pe aleile lui, ori dându-te pe o barcă cu prietenii, fiindcă în acea perioadă exista, lacul era bine amenajat și existau un debarcader pentru bărci, iar iarna puteai merge la patinaj. Nu era nevoie de un patinoar artificial pentru că iernile erau ierni în acele vremuri. Nu o să vorbesc pe durata plimbării noastre pentru a nu știrbi din farmecul promenadei.
Sper că v-a făcut plăcere plimbarea noastră prin Parcul de Tineretului din Sebeș. Aș vrea să vă mai spun că acea construcție pe care ați văzut-o în marginea lacului din timpul plimbării noastre reprezintă un celebru restaurant în copilăria mea care se numea Restaurantul Parc. Restaurantul funcționează și în prezent, doar că nu se mai bucură chiar de același prestigiu, deși continuă să fie organizat aici nunții și evenimente speciale. De asemenea, biserica cea mare, catedrala, nu exista, construcția ei a fost desăvârșită abia anul trecut. Nu știu dacă ați remarcat, dar în timpul filmării am surprins și două sălcii care au fost tăiate de la rădăcină, doborâte de la rădăcină. Înțeleg că este important și poate și chiar necesar să se doboare la pământ copacii atunci când are loc în pădure o furtună și doboară la pământ pentru a nu pătrunde în ei insecta anumită care e extrem de nocivă pentru ceilalți arbori pe picior, care proliferează în arborii doborâți la pământ și după aceea pot contamina arborii sănătoși. Dar nu înțeleg de ce era important și se impunea să fie doborâte cele două sălcii care, dacă stau să le numer inelele, aș constata cu siguranță că au o vechime de mai mare de 50 de ani fiecare și care au fost martore ale istoriei parcului încă din copilăria mea. Dar asta este. Parcul este frumos și spectaculos și, așa cum vă spuneam, sper că v-ați bucurat să îl vizitați împreună cu mine.